O eclipsă solară hibridă a avut loc în această dimineață. Este a doua din acest an și cea mai spectaculoasă pentru că are anumite particularități. La 4:36 de minute ora României, aproximativ timp de un minut, o umbră negativă, așa se numește, a atins Pământul. Eclipsa se vede cel mai bine din Australia și din sudul Oceanului Indian. Următoarea eclipsă totală de soare vizibilă pe teritoriul României și inclusiv din București se va produce pe 3 septembrie 2081, iar următoarea în anul 2093. Iar ultima eclipsă de soare vizibilă din România, vă amintesc, a fost pe 25 octombrie anul trecut și a avut o acoperire maximă de 38% pe teritoriul țării noastre.